Ea trebuie să fie la timp. Dar schimb-o. Am zis de Stascheanță, dar da, mă dată pe la profesor. Da. Și nu vă mai vedea. Așa. Bun. Hai, azi, ia. Hai să ne facem. Avem aici pe o... Perpendicular pe ABC. Așa. Acum o mă, perpendicular pe V. O mă, perpendicular pe V. Pe V, pe V, pe V. Deci rezultă de aici, conform teoremei celor trei perpendiculare, rezultă pe BC, perpendicular pe tot planul V. BC, perpendicular pe planul V. Ei, da. Din asta rezultă pe V. Perpendicular pe BC. Da, BC, perpendicular pe BC. BC, perpendicular pe BC. Și acum rezultă că... Și cum mai aveai pe... BC. BC. Perpendicular. Mai aveai tu că și O, M, e perpendicular pe BC. Deci BC e perpendicular pe planul V, O, M. Nu mai aveți. Deci mai avem O, M. Perpendicular pe BC. Deci ce rezolvă? Că BC perpendicular pe tot planul V, O, M. V, O, M. Și acum O, T, inclus în planul V, O, M. Da. Chiar perpendiculară, poate perpendiculară. Deci, fie, fie, oate perpendicular pe VM. VM. Pe vântă de aici. De ce se provocă? BC. Că distanța de la O la planul VBC e oate. Da, distanța de la O la planul VBC. E egal cu oate. E egal cu oate. Și pe oate o aflăm... Luăm de o parte triunghiul ăsta. Cateta 1 ori cateta 2 pe 2. V, O și M. Sumarea prin două cărți. Așa. Și asta este O, T. Și facem marea prin două cărți. Aș gândi cateta 1 ori cateta 2, zi. Cateta 1 ori cateta 2 și M. Deci O, T va fi egal cu C1 ori C2 pe V, M. Da. Da? Da. V, O ori O, E. Supra, V, M. Și vedem ce știm de acolo. V, O știm 6. V, O egal cu 6. O, M, 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 O, M, da. Și 6. Tot 6, da. Da. O, M, 6? Deci, O, M, cât este? Am ar. E 1, 3, din... O trăime din... Din 18, gata, e 6, 7, 8. 6. 6, 6, supra V, M, care este? V, M, păi, nu știu. Păi facem oare 6 radical din 2. Cât? 6 radical din 2. 6 radical din 2. Supra 6 radical din 2. Și face 6 radical din 2. 2 ca 2? Da. 6 radical din 2 pe 3. Adică 3 radical. Și am aflat-o și pe O, T, distanța de la O la plan. Bun, mai aveți drum. Tangenta dintre planele V, A, B. V, A, B, da. La B și V, la M. Deci V, A, B și V, A, M, da? Da. V, A, M. Latura comună este V, A. Și ca să găsim unghiul dietru, e vorba de unghiul dietru, trebuie să ducem perpendiculare pe dreapta comună. Fiind fixat dreapta comună este V, A. O vedem și cu parte și la alta. Ce facem? Facem din B pe A pe B, A și din M pe B, A. Dacă pic acolo, în același punct, nu știu. Asta e problema foarte. E invers în dreapta. Găsește punctul deștept și duce perpendiculare acolo. Păi dacă am duce A, B, cât e? A, B, 18 și B, B, 12. A, B, 18, da. A, B, 18, da. Triunghiul cu A, M, A, M e 9 radical din 3, B, M, 12 și A, B, 12. Deci A, M, am două să disoși ce, în orice caz, 9 radical din 3. Deci A, M, A, M egal cu V, M? Nu.
Că dacă ar fi fost amplificat cu vâm, atunci teamă ne pică perpendicular, pică la mijloc, nu? Acesta am cu 18, așa copii. Nu-i 18 amă? Maria, e 18? Am nu, da. Am 9 radical 3. Ca să ceam și eu. Am 9 radical 3, înseamnă că n-am calculat bine acolo, codul. Egal cu 9 radical 3. Băi, este scris de noi când am aflat-o. Da. Și eu ia vedem atunci, eu era 6 și omul cât e? Păi omul. Cu o trăimii din 9 pe 3. Și 3 radical de 3, nu? N-am calculat. Deci amule toate e 9 radical de 3 și o trăimii, da? Deci omul este egal cu o trăimii. O trăimii din amă și egal cu 3 radical de 3. Și atunci... Să schimbă acolo, acolo, radical de 3. Uite, omul. Nu-i 6. Nu-i 6. 6 e 3 radical de 3. 6. 3 radical. Așa. Și atunci, 6 cu 6 s-a dus și vine 3 radical din 6 pe 2. Da, 3 radical din 6 pe 2. Radical din 6 pe 2. Radical din 6. 3 radical din 6. Pe 6, de acord. Pe 2. 6. Faci 3 radical din 6 pe 2. Dar 6 radical din 2 vm din Maria? Care? Vm. Bun. Deci, asta am revenit asupra calculului, 3 radical din 6 pe 2. Și acum să vedem cum problema asta. Nu e acum vm. Nu e bun. 3 radical din 36 plus 3 radical din 2 și 3 radical din 54. Păi haideți să-l calculăm, deci să facem bine, domnul profesor. Nu, haideți să luăm separat, să facem calculul. Păi are prin două căi, dar acum nu e calculată pe bun. Adică formula e bună, dar e ca și valorul nostru bun. Ideea bună, dar... Păi să nu e calcul radical din 9 în pătrat plus... Deci, vă... Vă, cine e valorul profesor? Vă, calcul radical din 9 în pătrat plus... Hai să mai punem un radical din... Asta e potenuță pe vă. Da. Și vă e care de vă e cât am zis că e vă? 6. 3 și 6. Deci 36. Plus. O mâncărică am 3 radicale din 3. 3 radicale din 3. 9, 3, 27. 27. Și e clar cu 1 radicale din 63. 63. Și 9 oricât. 97. 7 ori 63. 3 radical din 7. Deci, atenție. Acum, pe 3 radical din 7. Domnul profesor. Vân, mă... Jos, jos, jos. 3 radical din 7. 3 radical din 6. Atenție la calculul, copii. 3 radical din 7. Acum, simplu. 6 cu 3. 3 cu 3. 6 rămâne 6 radical din 28. Și 7. Da, 6 radical din 27. Da. De ce suntem împreună aici? Vedem greșelile și să putem să dăm... Bun, acum nu știu la de. Da. Ei, încă o dată, ca tehnică de lucru, urmărim dreapta comună a celor două și dreapta comună e VA. Și de pe ea trebuie să ne oprim de pe această dreaptă la un punct în care să putem pleca cele două perpendiculare, ca să putem unghiul, prinde unghiul de el. Așa. Și acum începem să tatulăm. Triunghiul VAM. VAM. Că intră în problema... VA congruent cu VM. VA. Cu vârf. Cu vârf mânui. Vârf mânui. Vârf radical din 7. Va este o punchie. E 12. Și vârf 3 radical din 7. Tocmai te-am aflat. Noi. Am cu vârf mânui este? Am e 9 radical din 3. Nu. Vârf. Vârf e surcel. Vârf e da. Da. Vârf e surcel. Și pică înălțimea undeva aici. A, nu. Nu e la mijloc. Da.
pică undeva aici înălțimea. Dacă ar ști că pică și înălțimea din M, tot acolo, da, ar fi un cel mai interesant care a venit la omul și ala știu. Dar să vedem unde am putea, oare găsi, am putea localiza pe poziția în care pică în unghiul V a B, unde pică înălțimea din B. Adică, foarte cuvinte, eu am întâlnit social, încep să muncesc să văd dacă ideea asta, dacă merge ideea asta dusă din B și din M și dacă pică în același punct. Da? Înălțimea. Păi da, pe așa vrem și noi, da? Da, 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 dar încă punctul ăla cu incidicul din vântul de declarator. Sigur, sigur că da. Așa știm și noi că acolo, dar să-și avem argument. Noi așa zicem, că din vântul, dacă o duce pe A și din vântul pe A, vin în acela tot. Da, nu avem deocamdată tot ce ne trebuie pentru a spune asta. Deci, am luat deoparte triunghiul ăsta, la isosceal, în care știm VA și cu VB sunt de 12, parcă spune. Da, da. 12. Și AB tot o știm 18. Și AB o știm de 18. Și ducem perpendicular, am ducem mai din V. Pică undeva aici. R. 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 Aș putea afla oare pe AR, că în felul ăsta l-am localizat. Pe R. Da. Între unghiul R, A, M. R, A, M. R, A, dar noi suntem G, R, A, B. Noi suntem în V, A, B deocamdată și am dus înălțimea din B. Bun, știm că scriem pe relație, știm că V, R plus R, A egal cu 12. V, R plus R, A. Da, cu 12. V, R plus R, A. Egal cu 12. Și acum aducem, între unghiul V, R, B. Între unghiul V, R, B, 12 la a doua plus R, B la a doua, egal cu V, R, la a doua. Deci 12. 12 la a doua, V, B la a doua, adică. V, B la a doua. 12 la a doua. Bun, hai să scriu relația. V, B, pătrat. Egal cu V, R, pătrat. Plus V, R, pătrat. Plus V, R, pătrat. Echivalent. 12 la pătrat. 12 la pătrat. Egal cu B, R, pătrat. Deja o înseamnă ăsta. Plus B, R, pătrat. Scrie și a doua relație. Și V, R, pătrat. Și o să mă întreba, scrie și a doua relație. Între unghiul la B. Între unghiul la B. R, A, B. A, B cât e? A, B 18. 18 la pătrat. 18. 18 la pătrat. Egal cu A, R la pătrat. Ar, da, da, ar, da, 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 egal cu R la pătrat minus B, minus B R la pătrat. Dacă R la pătrat, B, aici se da. Da, da. R la pătrat minus B R la pătrat. B, R, la pătrat. Deci 18 minus 12 până la 30 ori 4, ori 6. 30. Ori 6. 18 plus 12. 30. Da? Ori 6. 36. Este egal cu R minus V R. Așa. Pe lângă o 12. Știm cât e R plus V R. O 12. O 12. Și R plus V R, care se află 12. Așa. Și simplificăm 12 cu... 6 și cu 2 de aici, nu? Da. Și 5 la și rămâne 15. Și cred că R minus V R egal cu 15. Îl scoatem pe V R de aici și mergem pe mai relații. Și mai dar parte la viață ca A plus V, e dar 12. 12, egal cu A plus V. Păi nu prea pare. Păi da, merge. Nu. Cum suma lor fac 12 și diferența fac 15? Păi și ce facem? Păi ceva nu e în regulă. Dar când a scos 13 ori 6 acolo?
18 minus 12. Și spune că calculul în sine face 30 ori 6. Și să vedem... Păi de ce... E o contradicție, sunt numere acolo, nu? Segmentele se calcul numere, diferența lor să facă 15 și suma lor să facă 12, nu e regulă. Dar nu are cum că, dacă de arabia se simplifică și are și 2 aer, e 30. Și dacă ar fi aer, înseamnă că aer e 15, nu e 5. Și dacă toate e 12, n-are cum. 2 aer ar da 27 și nu dă rugirile. Dacă da. Cât de rugirile nu e un problem, dar nu corespunde realității în sensul care vede mai mult. Nu, dar nici nu e să piesă 2 aer egal cu 30. Nu e 30. Păi, acum, dacă nu ultimele două relații, iar și pe 15? 27, da. 27, deci tot trebuie să nu? Că toate 30. Să vedem. Unde, ce ne procurăm noi, ca să nu uităm? Vrea să localizăm pe R. Nu? Asta vrem foarte tare. Deci, am mai putea gândi aia pe două căi? Da. Area acestui triunghi o putem afla rapid, că da. Știu toate elementele. Yeah. Ori facem error, ori găsim înălțimea, nu? Pică la mijloc. AB câte era parte de 18, deci 9 aici. Da. 9, asta e aici V, L. Și am să am V, L egal cu 12 la pătrat, radical din 12 la pătrat, 144, minus 81. Da? Și face radical din cât vine? 3, 63. Da, 9 radical din 7. Adică 3 radical. Nu? 3 radical din 7. Nu mai da ceva așa. Nu mai da ceva așa. Asta este cine V-L. Da, și atunci aria. V mă ne mai dat așa, că era tot apoi. V mă. Și noi am aflat-o pe... Pe V-L, care v-a dus în alt rând. V-L. În V-A-B v-a dus-o până tot. Așa. Tot apoi te-am aflat. Păi tot apoi te-am, sigur. Da. Și atunci puteam să fiu luat de acolo ca să mai încep. Aia trebuie A. V-A-B. V-A-B. Da. E 18 ori 3 radical din 7 și 2. 18 ori 3 radical din 7. Pe 2. Pe 2. Și egal cu 9 ori 3, 27. Radical din 7. Radical din 7. Asta o dată. Da. Pe de altă parte, area bazei. Da. Area acelui trebuie. V-A-B. V-A-B. Egal cu... 12. Ori râvă, nu știm. Ori râvă, pe 2. Da, dar știm aia. Știm aia, da. Și vine 6 râvă. 6 râvă. 2 e dat cu 12 radical din 7. E dat cu 28 radical din 7. Așa, așa. Deci o să egalăm acum. Și apare egalitatea următoare, 27. 27. Radical din 7. Deci 27 radical din 7. Egal cu 6 B. De unde rezultă că B. Egal cu 27 radical din 7, 3, 6. Deci am aflat-o pe B, R. O știm și pe A, B și putem să găsim pe R, B. Nu? Deci pe A, B, o știu de desigur. A, B egal cu cât? 18. Din cele două. Deci, na, revin la ce ce făcut-o, să vedem unde e greșeala, că tu ești un pic nemulțumită, deci apără contradicția. Ea e varță și acum am văzut că pe culoarul ei nu a mers, o abandonat. Dar nu contează.
Dar nu trebuie să super, trebuie să... Dar nu, chiar nu. Nu, vezi până așa. Bine. Și atunci zicem, iar A. Da. Iar A. Egal cu radical din cine? Din... 18 la pătrat. Din are din... AB. Așa. 18 la pătrat, 324. 324. Minus. Minus. 27 la 7. 27 la pătrat, 7 pe 36. Oh, 27. La pătrat. La pătrat. Pe 6. Pe 6. 36. Pe 6 la pătrat, da. Pe așa, pe aia. Și egal cu ea spate. Iată. 324 minus... ce faci la urmă? 527 ori 27. 27 ori 27? 27 ori 27. Da. 700... 27 ori 27 ori 729. 729. Ori 7. 5 ori 803. Ori 7. Ce faci? O, oh, dă-mi de bun. Păi da, sigur că nu da. Deci, 27, 27, ori 7, 5103. Uite, hai să încercăm să facem așa. 27 scrie ca 3 la 3, totul la 2, 3 la 6, da. Ori 7, supra 3, 6, care se scrie ca 5. 3 ori 3, 2 la 2, 3 la 2. 2 la 4, 9, da? 2 la 2, 3 la 2. Simplificăm aici și facem 4. Și atunci va fi egal cu radicalul din 324, dar... 4, nu? Cadrul să mergem... Îl localizăm, însă nu ăsta e drumul. Nu cred că va pica dincolo, făcând același lucru, să ne dea R egal cu R pe partea cealaltă. Adică ați înțeles ce spun eu. Deci am dus înălțimea aici, am găsit pe R. Unesc pe R cu M și trebuie să arăt că MR e perpendicular între triunghiul VAM. Ca să fie același lucru. Numeric, numeric îmi dă destul de urât. Și atunci? Dacă nu-l localizez așa, să pice din înălțimea din V și înălțimea din M, va fi o problemă. Va fi o problemă complicată. Numai, iată, calculul te descurajează în final. Exact. Da? Deci, calculul. Deși, bunul simț îmi spune că așa trebuie să mă duc. Adică, n-am alt mod de a raționa. În triunghiul ăsta, duc înălțimea, localizez R și trebuie să mă duc în triunghiul V, A, M și să arăt că M, R e perpendicular, adică să știu, pe V, R știu bunoară, pe V, M o știu, trebuie să o găsesc și pe R, M, ca fiind pe două căi, aia, știu pe R, M și în condițiile acestea va fi perpendiculară și voi avea că râul descoperit este comun ca punct de intersecție a celor două înălțimi. Dar nu o văd atât tare decât calea muncitorească aici. Da. Acolo aveți o idee. Da. Fie, cum am dus noi, M, R, perpendiculară pe V, da. Așa. O dus-o ei. Da, am dus-o noi. V, M, V, M, R am dus-o noi, da? Da. Deoarece B, M este perpendicular pe planul V, A, M și suscriptivă. Deoarece V, M. M. Pe V, A, M. Pe V, A, M. Perpendicular. V, A, M. B, M. B, M e perpendicular pe V, A, M. Pe V, A, M. Așa este. Pentru că e toată, pe toată B, C, deci pe și pe B, M. Sigur, dar B, C fiind perpendicular pe planul V, V, A, M. A. B, C e perpendicular și pe... V. M la mijloc și atunci B, M e perpendicular pe planul V, A, M. Așa. Justificat. V, A este inclus în V, A, M. V, A. Inclus în V, A, M. Și M, R, M, R, M, R, M, perpendiculară pe V, A. M, R, e perpendicular pe V, A, da. Ne ducem că B, T, e perpendiculară pe V, A. B, R, B, R, B, R, B, R, B, R, B, R, B, da.
Hai să vedem încă o dată. Deci încă o dată. Și noi, cum putem surprinde, că acolo era punctul. Exact, aici, cum zicem noi. Deci râul e punctul. Deci M, R, e perpendiculară și V, A, cam sunt. M, R, da, înălțimea în triunghiul V, M, A, nu? M, M, R, M, R, M, R, perpendiculară. Pe V, A. B, M, e perpendiculară pe flancul V, A, M. V, A, M, da, da, da. Atunci, și cum V, A e inclus în planul V, A, M, atunci M, R, e perpendiculară pe V, A. Deci, din gaură, zic, deci e perpendiculară. Deși noi puteam duce noi, nu, domn profesor? L-aveam voie să ducem noi? Și după aia, B, B, R, perpendiculară pe V, A. Și B, R, și M. Și vă deducem că B, R e perpendiculară pe V, A din asta. B, R, perpendiculară pe V, A. V, A. Vom deduce? Da. Deci V, A e inclus în V, A, M. Ok. Hai să plecăm așa. BC e perpendiculară pe planul V, V, M, A. Da. Deci BC e perpendiculară pe V... Atunci BC e perpendiculară pe orice dreaptă din planul V, M, A. Da. M, R, fiind o perpendiculară pe V, A. Pe V, A. Deci M, R, am dus-o noi perpendiculară. Deci BC e perpendiculară și pe MR, pe toate dreptele din plan. Sau da. MR e perpendiculară pe BC. Dar pe mine mă interesează să fie perpendiculară și pe LB în final. Deci LB o să fie perpendicular pe VA sau VA pe LB. Deci că VA e interesant cu VA, M, dă VA. De unde e de IR? Păi, V, am spus mai devreme că planul VA, M, cu V, B, M, după VA se intersectează, da? Și atunci... Știi ce îi zic? MR e perpendiculară pe VA. MR perpendiculară pe VA. Deși la început începe, fie MR perpendiculară pe VA. Știi și pe aceea zici că de prin... No, nu, e o prostie. Ok, o duci și când mai exact. De geste. Spune-mi așa. Noi putem duce în planul acela, în planul V, A, M, putem duce perpendiculara M, R. Nu? Când e vorba de dus în triunghiul V, A, M, înălțimea. Deci, fie M, R, perpendiculara pe V, A. Da. Acum, eu am că BC e perpendicular pe VA. De ce? De ce BC e perpendicular pe VA? Pentru că BC e perpendicular pe planul VAM. Corect. Și atunci pe orice dreaptă. Așa. Și... Să văd acum cum din BR arat că este perpendicular și pe deci eu vreau să văd acesta, planul MRB, da. Planul MRB că e perpendicular pe VA sau că VA e perpendicular pe cele două drepte, pe RM și pe RB. Pe RM este... Care plan vreți? Planul... V? MRB. Planul MRB. Da.
E perpendicular pe dreapta VA. Sau VA e perpendicular pe planul RMB. Că ăsta e planul diedru. Hai să vrea. Pentru asta. Mâră am dus-o noi perpendiculară. Mâră am dus-o noi perpendiculară. Și dumnul e perpendiculară și ea. Și... E perpendiculară pe planul... Pe... Și ea, domn profesor. Că e pe V, A, M. Dacă e pe V, A, M, e pe orice dreaptă din V, A, M. Adică și pe mâră. Deci, cine V, A... V, M, asta. V, M, e perpendiculară. Asta. Așa, asta. B, M. Perpendiculară pe V, A, M. Asta. Da, 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 da. Dacă asta e perpendiculară pe tot planul ăsta, ăsta, V, A, M, nu-i perpendiculară și pe asta? Pe sigur, R, da, sigur, pe sigur, plan? Sigur, sigur că da. Deci, deci R, M, e perpendiculară pe B, M, pe B, C. R, M, e perpendiculară pe B, C. Și sigur. Nu asta trebuie să arătăm? Da, 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 da. Este clar. Deci, încă o dată, toată, toată povestea era să arătăm că V, A, e perpendicular și pe R, M, și pe R, B. Exact. Și noi avem o dată că R, M, e perpendicular pe M, B, R. Da. Am că... De unde știu? Deci, R, M, R, am să fie perpendiculară pe V, A. Râm, am să perpendicular pe VA, deși VA e perpendicular pe râm. Pe râm. Acum, MB. MB sau MG asta, MB. Da, e perpendiculară pe planul VAM. Dar MB, R, e inclus în planul VAM. M, M, R. Inclus în planul VAM, deci e perpendiculară și pe ea. VAM. Deci, M, R, e inclus în VAM. Da. Deci B, M, e perpendiculară pe, și pe R, M. Și pe R, M. Da? Și da. Pe R, M. Și? Deci era pe A, R, era pe R, M și? Păi nu, ia zi-mi, deci cum? Cum am zis? Urmăriți copii, că și nu este mă găsit. Deci, nu uităm nicio clipă, că noi avem de arătat că R, A, e perpendicular pe plan, sau R, V, sau R, A, V, A, toată, V, A, e perpendicular pe planul M, R, B. Asta este obiectivul. Da. Ca să fie perpendicular V, A, pe planul M, R, B, trebuie să fie perpendicular pe cele două drepte. Nu? Drepte concurente. Ori arătăm că VA e perpendicular pe, pe, pe tot planul, am zis, pe R, M, B, da? Pe tot plan. Pe tot da. Plan, R, M, B. Pe M, R este perpendiculară pe VA. Pe M, R este că am pus-o noi. Da. Și VA e pe M, B. Este pe, pe V, M, este. VA e pe BC tot. E pe BC și pe M, B. Și pe M, B. Ei înseamnă că RA e perpendicular pe planul R, M, B. Exact. E pe două drepte din plan. Mărește eu. Da? Pe două drepte din plan. Și cum R, B e impus în R, M, B, deci iată că V, A e perpendicular și pe R, B. Pe R, B. Și aia asta era ceva. Asta este toată. Deci te urmăriți acum. Hai, final. Hai să hai, zice domnul. Deci, trebuie să arătăm. Ăsta e obiectivul. Planul diedru, s-a mai vorbit de atâtea ori. Planul diedru înseamnă acel plan dus printr-un punct deștept de pe V, încât să fie, să intersecteze cele două, să fie perpendicular pe unghia V, da? Ca să avem cele două drepte perpendiculare, una R, M în planul V, A, M, și R, B în planul V, A, B. Deci exact. Asta. Da. Chiar vrea planul ăsta. V, R, B. Noi vrem să propunem că R e intersecția lor. M, R și B, R, este în același punct. Înțelegeți, copii? Da. Și acum uitați la planul ăsta. M, R, B. Și ce știm? M, R am dus-o mai perpendiculară pe V, A. Da. B, M este perpendiculară pe tot planul. V, A, M. V, A, M. Deci B, M, asta este perpendiculară? Pe R.
Pe cine? Pe V. Pe V. A. Deci V, M. Este perpendiculară pe V, A, M. Deci perpendiculară și pe V, A. Deci ia uite pe M, B, M, perpendiculară pe V, A. Ia uite pe V, M, perpendiculară pe V, A. Înseamnă că cele două formează planul ăsta. Și tot planul ăsta e perpendiculară pe V, A. Un pic mai rar. Mai rar, mai face ceva. Deci, Miruna, copii. Am dus Miruna, Maria și cu Ana, iertați-mă că m-am dus direct la Miruna. Subînțeleg pe toți cei care ne privesc acum. Deci, ori de câte ori avem de măsurat un unghi pietru de pe două plane, trebuie să descoperim un punct pe dreapta comună în care să ridicăm cele două perpendiculare. Încât mutia, dreapta comună, să fie perpendiculară pe planul respectiv. Adică, voi trebuie să înțelegeți că eu ce fac? Dacă așa un plan perpendicular pe dreapta comună, acesta este planul viedru, să zicem, care va determina o dreapta aici, intersecție odată, partea soată. Și unghiul dintre de cele două drepte, data asta, dacă e 90 de grade, n-am ce-i face aici, unghiul celor două perpendiculare, în forma de cele două perpendiculare, înseamnă unghiul viedru, da? Povestea este, pe muchea comună, unde duc acest plan viedru, care se vede în unghiul viedru. Mai sus, mai jos, unde-i poziția lui ideală. Și am simțit noi că poziția ideală, din sens matematic, ar fi unde? Într-un punct în care, între unghiul V, A, M, se duc perpendicular, și dacă arăt că și între unghiul V, A, B, ducând din B, pică perpendiculară tot acolo, tot în el, gata suntem. Și? De aceea, trebuie acum, am încercat metri să facem, dar a fost greu, e foarte greu. Probabil până la urmă se poate dovedi și metri. Numai că am fost descurajați de calculele acelea. Și atunci, noi am arătat mai înainte că VB e perpendiculară pe AC. Da. Am arătat așa. Da. Tot atât de bine și V, A, pentru că pe BC. Tot din aceeași motive. Tot așa de bine și VC va fi perpendicular pe AB, din simetrie. Să pleacă și se poate dovedi chestia asta. Deci, vedeți? Acum, eu am dus perpendiculara din M pe V, A. Deci, planul V, A, M, era perpendicular pe BC, nu? Da. Așadar, și M, R, care e inclus în planul V, A, M, e perpendicular pe BC. Ei, eu am ca obiectiv acum să arăt că R, B, e perpendicular pe AB. Așa vreau să arăt, nu? Că da. R, B, e perpendicular pe AB. Dar de am să arăt că VA e perpendicular pe BM. Da? Pe BM. Dacă VA ar fi perpendicular pe BM. Și este. BM. Apare pe unghiul RMB. Și cum RB e inclus în RMB, VA va fi perpendicular pe RB. Și ăla. Și ăsta este, pentru că mai devreme am spus că V, A, toată, e perpendicular pe BC. Corect. Deci și pe BM, care e o parte, nu? Pe BM nu e o parte din BC. Da, nu e la mijloc. Și atunci, V, A, e perpendicular pe RM duse de noi. V, A, e perpendicular pe BC din raționamentul anterior. Deci V, A, interpretat pe două drepte concurente, pe R, M, cu M, P. Atunci pe planul ăsta. Deci V, A, interpretat pe planul R, M, P.
Și dacă e intrat pe planul râmul P, ești pierdut. Ești pe RB. Deci RB este... Deci râmul este punctul deștept pe care l-am așteptat. Și l-am descoperit. Așa și facem raționamentul, domnule. Nu va face. Așa, bă, da, nu râd de perpendiculară. Așa facem. Nu e nici nouă. De ce? De ce nu? Nu mai poate. Nu mai poate. Nu-i nimic, dar scrie. 5 minute pauză. Pe BC. Și din asta rezultă că VA e perpendicular pe planul IRB. IRB. Hai să spun că aici VA, spus că e perpendicular pe BC, o să spun pe BM. BM. Și atunci, din astea două, rezultă că VA e perpendicular pe planul IRB. Sau era mai bine să scriu invers. Ia să scriu așa. Că VA e perpendicular pe ce? VA e perpendicular pe MR. Pe MR. Și atunci atunci pe VA, perpendicular pe planul MRB. MRB. Deci, rezultă că VA e perpendicular și pe MR. Și atunci... Și atunci rezultă că unghiul diedru, unghiul format de cele două plane... Tangenta unghiului MRB. Tangenta... unghiului cerut de aici, de între planele V-A-M este egal cu tangenta unghiului M-R-B. Tangenta unghiului M-R-B. Tangenta unghiului M-R-B. Și egal cu. Ce fel de triunghi este ăsta, MRB? MRB? Nu știu. Îl știm pe BM. Îl știm pe BM cam valoare, da? Puteți afla și pe RB. Pe RB putem afla. Și îl afla și pe RM și aia. Și este un triunghi în care știm toate laturile, să știm, nu? Nu știu un plan de RB pe BM. Deci problema este să aflăm unghiul acesta. Deci nu avem decât dacă ar fi un triunghi dreptunghic, ne-ar fi ușor, nu? Că tangenta am aflat-o. Dar așa, pare că cumva este un triunghi. E cum e dreptunghi? Unde este? În mână. În mână, nu? Din ce motiv este în mână? Până am zis că de ce e perpendicular pe planul